bună seara și bine ați revenit cu drag la profanare cu exerciții de matematică, la geometrie și la algebră. Tema pentru acasă, clasa a șaptea, geometrie, da, și algebră. Da, să facem un problema aia. Da, pot să dictez eu? Normal. Așa, deci, A, B, C, D, patrulater convers. A, B, C, D, patrulater convers. Ipoteză. Ipoteză. Convers. Convex. Așa. M, mijlocul lui AB, adică AB, AM congruent B. AM congruent cu AB. Poftim? Asta am făcut. Da, 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 da. Ai altfel? E așa, CN congruent cu D, cu ND. Care? CN. CN. Adică în mijlocul lui CD, da? Da, da. Ce e? Congruent cu RND. Așa. Mai departe? Așa. A, D, E, M și M, B, C, F, paralelograme. Să arătăm asta. Nu, nu să arătăm. Tot în ipoteză. Tot în ipoteză. Tot în ipoteză. A. Încă o dată. Ia, A, D, E, M. A, D, E. Dar E unde? M. Adică apare acolo, din, da, la vârful unui paragram. A, D, E, M. Și eu, doamne, ce am spus. Oh. Hai, salut, salut. Și eu la fel. Mai bine. Așa, salut. S-a auzit cineva și nu vede, n-am văzut pe nimeni. Văd și eu și când nu a fost. Și zic, doamne, fantomii. A, D, E, M. N-a fost curent. N-a fost curent. De-aia mi s-a oprit acolo și a fost o problemă. Fost, și pe centru a fost oprit, dar nu toată ziua. Aha. Păi până la 3 jumate și 4. A fost pe centru. Nu, până la 4. Deci e mai mult. A, D, E, M și cine? A, D, E, M și M, B, C, F, paralelograme. M, B, C, F, M, B, C, F. Dar unde E și F? Hai să vedem. Paralelograme, da? Da. Așa, mai departe. Și acum concluzia. Așa. E, N, F, coliniare. E, N, F, E, N, F, punctele acestea, coliniare. Deci dacă puneți unde E și unde E, așa, și punctul 2 e mediană în triunghiul. Deci A mic, B mic. Și B mic, da. M, N, M, M. Bisectoare mediană. E mien, este mediană. Așa ai zis, nu? Da. În triunghiul M, E, F. În M, E și F. În triunghiul M, E, F, E, M, 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 mediană. Așa este și tu. Asta e tot, da? Da. Nu uita. A și B. Haideți să construim, nu? Deci, pornim la treabă. Un patrulater. Convex. Convex. Aveți grijă, luați două laturi deodată mai lungi. Da. E regulă cele de sus, nu domn profesor? Așa, da. Fiecare cum credem și acolo. Important este să nu avem, să nu avem un caz particular, da? Adică putem să facem oricum vrem? Păi da, poți să faci romb. Vrei. Dacă faci romb, dar faci romb, îl faci altfel, lucrurile sunt... Intri cazuri particulare și te... Așa. Deci asta, asta și asta, asta. Parcă sunt diferite laturile. De la mine mi-a ieșit altceva, dar mai contează. Da, ăsta e patrulater. Patrulater convex. Uite. Da, eu l-am la paralelogram. Da, patrulater. ABCD, patrulater convex. Așa scrie, da, mă. Da, înseamnă că AB cu D la două sunt sinteziteze și odată le... Dar ce, aici este inconcav, vrei să spui? Nu, e concav. Da. Mie mi se pare că laturile la 200 se tează. Care este asta? Asta, 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 da. Așa? Nu se intersecteze în interior? În interiorul triunghiului? Nu, paralele. Nu. Să nu fie de genul ăsta, uite. A, da, corect. Asta nu-i convex. E convex. 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 Da? E concav.
Pentru că prelungita asta trece prin interior. În limbajul care vă dați la clasă. Da. Eu vă spuneam, când prelungesc, să fiți toate de aceeași parte. De aceeași parte. Da, la mine. Cum l-am notat, și... domnul profesor? Uite așa. A, B, C, D. Hai să spunem A, B, da. C, D. Ai notat așa? Adi, fă și tu unul ca al domnului profesor. Cel mai bine. O figură. Tu ți l-ai făcut aproape un trapez. Da, nu. Din greșeală. Nu, nu, neapărat să faci așa. Uite-te cum am desenat eu și fă și tu la fel ca deci, să nu intri în caz, caz particular. Unul mic, unul aleacă mai mare, da. Din câte văd eu. Da. Unul și mai mare. Așa. Și celul cum ți-o ieși acolo, da? Și cel mai mare. Așa. Trapez. Mie sunt multe. Așa, și A, B, C, D. A, D, M. Acum, M-i pe mijlocul lui A, B. A, B. M, mijlocul lui A, B. Mâna lui B, C. A, lui C, D. A, lui C, D. Așa mi-a dat. Mâna lui C, D. Da. Da. Și acum, A, D, E, M, paralelogram. A, D, D, E, M. E, M. Deci, A, D. A, D și M sunt, dar unde e? Vârful. Da. Și eu trebuie să fie cel de-al patrulea vârf al paralelogramului acesta. Cum? Uite așa. Al construim noi, practic. Da, sigur că da. Aha. Da, deci trebuie să-l construim. Da, pentru că numai așa, A, D, E, M să fie paralelogram, am trei puncte. Cel de-al patrulea trebuie să fie vârful paralelogramului. Deci, A, D, E... Asta e, ăla e paralelogram la tine? Da. Nu-i, mă? Păi, trebuie să fie paralelogram, altul e opus paralele. Alea două sunt, dar celălalt ăsta nu e. A, D, vezi? Neapărat trebuie să apară. Exact ca la mine aici. Uh-huh. Și... Eu l-am găsit. M, B, C, acum ai și F. M, B, C, F. M, B, C, și F. Păi e, ca să fie... C, și F. Da. Iese în afară, cum? Ăsta la altul, M, B, C, și F, ca să fie paralelogram, așa trebuie să fie. Astea să fie paralele. Uh-huh. Astea două paralele și congruente cât ăsta. Și acum când îl unești, uite. Aha. Uh-huh. Asta este paralelogramul cu F. Vârful F. Și în felul ăsta am obținut punctele E și F. Le-am construit? Sigur, ele nu sunt vizibile, dar zice... F, gata. Fiindcă A, M, E, D, paralelogram și respectiv M, B, C, F. Paralelogram? Numai așa arată. Nu există o altă poziție a lui F și a lui E. Nu-l pot duce în partea asta la altă. Nu pot construi paralelogramul. Dar zice că E în F trebuie să fie coliniar. Păi sunt. Mi-e ieșit. Uite, dacă le unim, o să coliniar. Spre aceeași linie. Asta înseamnă coliniar. A, da, și la mine aici. Și la mine aici. Deci trebuia să arătăm în prima fază că E în F sunt coliniare. Fix. Adică să arătăm că e nu e cu mai că ne fă. Ce să arătăm? Ca să arătăm că e nu fă e coliniară, ce trebuie să arătăm? Asta e întrebarea. Asta e cea mai tare întrebare. Uitați cât de clară a fost. Nimic mai e clar. Ca să arăt că se pune, ce ar trebui să fac? De aici pornim. Ce ar trebui să fac ca să fie... ENF? El și N și F să fie coliniare. Ce ar trebui să fac? Să arătăm cu paralele. Dacă aș arăta că E, N e paralelă cu cineva și E, F paralelă cu acea dreaptă, printr-un punct E nu trec două paralele, ci una și numai una. Deci dacă, uite, așa, practica în a dovedi că punctele sunt coliniare, este una dintre metode este asta. Pentru a arăta că punctele E, F și N, cum le-am luat apoi, sunt coliniare, ar trebui să arăt că E, F,
e paralelă cu D și că E, N, paralelă tot cu D. Adică se folosesc una din litere de două ori. E, N, E, F sau E, F, F, N. Sau E, N cu F, N și F, N paralelă cu aceeași dreaptă. Și să zic e paralelă cu o dreaptă. Deci, dar altfel pot să arăt câți coliniare? Altfel. Este asta una din metodice. Cam așa. După aia să demonstrăm că una dintre ele e perpendiculară pe cealaltă. Și demonstrăm că e unul de 90 de grade. Ai tu spui așa. Pentru ca trei puncte să fie coliniare, tu spui așa. Asta ar fi perpendiculară pe dreapta. Asta și pe cealaltă care trece prin două, tot de aceeași dreaptă. Da. Și atunci astea sunt trei coliniare. Și acolo nu e așa? Nu e așa. Nu. Deci tu întrebi foarte tare chestia asta. Suntem în perioada de cercetare. Cum arătăm că e în cum aș arăta? Deci acum eu scormonesc în mintea mea să găsesc un colțișor care să-mi permită mie să fac așa în legătură cu contextul de aici. Da? Deci contextul ăsta, să fii colmiare. Dar dacă descoper că nu e mijlocul lui E, nu-i bun, nu? Cum? Dacă zic că e, dacă demonstrez că nu e mijlocul lui F, mai aici trebuie să spui așa, că nu este pe F. Da. Și când ai zis că nu este pe F, da, înseamnă că-s coliniar și-ai terminat povestea. Deci, să nu cumva s-a ascuns. Atenție, să nu cumva s-a ascuns în culise, când ai spus că nu mijlocul lui F, ai ascuns deja colinearitatea pe care trebuie să o arăți. Deci nu ai cum. Dacă și acum, fiindcă nu ne duce mintea deloc, hai să spunem așa. Suntem într-un moment mai dificil și s-a întâmplat de atâtea ori asta. Da, am o idee. Ce bine ar fi să le încadrăm în două triunghiuri concurente și triunghiurile alea fiind concurente și... Pe cine să încadrăm? Pe N și N, F. În două triunghiuri. Și alea să fie concurente și după... Și unii ți-a asigur colinearitatea. Ele sunt concurente. Deci dacă le prins pe el într-un triunghi și nu fă în alt triunghi, da? Și arăs că triunghiurile, că acestea, triunghiurile acelea sunt congruente, să zicem că arăți asta, eu voi arăta că el nu cu N, F. Dar nu spune nimeni, e rupt acolo, poți fi rupt, adică să fie mai într-un alt triunghi. Da, dacă unim A cu E. A cu E. Facem asta. Păi, să nu credeți. N-am niciun motiv să spun că aici ar fi o stop și ați fi prelungit. N-am păi motiv. Da. Deci, ce luăm? Deci, sunt într-o situație dificilă. Eu am o idee. Aș numi pe D cu F și pe E cu C, doamnă profesor. D cu F. Și pe E cu C. Și mi se pare că D e, dacă demonstrez că D e F, C e paralelogram, diagonalele sunt jumătățesc. Că eu știu că nu e la mijlocul lui D-C. Oh, ce tare e chestia! Iată o idee formidabilă. Zice așa, mi se pare mie, așa simt că dacă aș uni pe D cu F pe și E cu N... Care ați diagonal de paralelogramul. În momentul acela, dacă aș arăta că ăsta e paralelogram, E, F, este o diagonală, da, și D-C o diagonală. Altă diagonală, și cum știm că diagonalele se înjumătățesc, atunci pe EF intră repede mijlocul lui DC. Da, intră repede. Dar știm că nu e mijlocul lui DC. Păi tocmai, din faptul că D-C e mijlocul, atunci M-ul l-ai tras repede, da, care era mijlocul, l-ai tras pe dreapta. Exact. Și asta e problema. Așa m-am gândit eu. Păi ce tare chestia asta. Nu așa. Te-ai gândit la asta? Să o întrebăm, de ce mama s-a gândit la asta? Da, chiar. Care a fost resortul? De unde? De ce ți-a venit? Deci eu, până am făcut linia asta, mie mi-era foarte clar din desen că astea sunt două diagonale. Și zic, mă, dacă aș arăta că D, E, F, C e paralelogram, diagonalele se înjumătățesc, gata, colinearitate. Și-a văzut chestia asta, mă, că știe un lucru. Într-un paralelogram, diagonalele se înjumătățesc. Și invers, dacă se înjumătățesc, diagonalele. Și atunci a chemat pe N care era în mijlocul lui DC, a unei diagonale, pe cealaltă diagonală, tocmai. A arătat. Deci aceasta e o șmecherie foarte tare. De data asta, problema de aici. Ar mai fi meritat și altfel. Dacă cumva arătam că unghiul ăsta și pe ăsta sunt opuse la vârf, ele nu știu că sunt opuse din construcție. Dar dacă arăt că sunt
congruente unghiurile acestea, atunci le-am obligat să fie opuse la vârf și colinearitatea este asigurată. Deci, dacă aș arăta că triunghiul D, E, N și cu N, F, C sunt congruente, dacă reușesc să arăt că sunt congruente, atunci unghiurile acestea fie, vor fi congruente dacă știu cât D, E este cât F, C. Că între unghiuri congruente, la laturi congruente s-o pun unghiuri congruente. Și atunci, cum asta e o dreaptă, D, N, C, o dreaptă, și sunt aceste unghiuri opuse la vârf, și asta trebuie să fie tot o dreaptă. Ca să formeze unghiuri opuse la vârf. Da? Unghiuri opuse la vârf sunt congruente. Și atunci e obligat ca E, N și C să fie plăcere dreaptă. Da. Deci, sunt reciproc ca unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Este reciproc. Este o altă tehnică. Apropo, de ce zic eu? Triunghiuri. Luăm două triunghiuri. Dar astea sunt deștepte de luat. D, E, N și N, C, F. Hai, dar dacă luăm pe ăla, atunci e gata. Da, ei nu știau că dacă demonstrează că le-a opuse la vârf, le-a coliniare. Ei chiar luau că sunt opuse la vârf. Ei spuneau așa. Sunt opuse la vârf, păi nu sunt opuse, că nu știi că acolo e în prelungire. În ipoteză nu ți se... Da. Păi dacă ai demonstrat că triunghiurile sunt congruente fără să folosești unghiurile opuse la vârf, ești fericită. Ia să vedem. Ai nu putea? Nu prea să poate. Dă-mi cu năcă, știi? Da. Asta știm din ipoteză. Da. Și? Ce mai avem? E, asta. Păi nu ne-a dat deja un paragram ăsta. Da. Ce avem de fapt că avem paragram? A, mâi cu cât de e. A, mâi cât de e. Da, da. Mă, bâie cât de e. Da, mâi și cât de e. Da, mă, bâi cât, tot cât de e. Dar a, mă, bâi este cât făcă. Asta care cât de e cât făcă. De e cât făcă. Gata, am mai prins încă ceva. Deci am prins-o pe care? Am prins-o pe asta cât asta. Pe asta și pe asta cât asta. Dacă aveam... Neapărat îmi trebuie unghiul de acolo. Neapărat Da, la noi, stai puțin, care e paralelogram, zici tu? Ai. Asta e paralel cu asta. Care? D, E paralel cu A, B. Da. Dar și F, că e cu A, B. Da. Da. E cu M, B, e cu A, B. Da. Da. Și dacă D, E cu A, B și F, că cu A, B paralele, și astea trei ele sunt paralele. Păi și avem mai multe șanse. Păi sunt paralele, da. Corect. Da? Și, și dreptele paralele formează unghiuri. Și tăiate de secanta asta. Da. Unghiul ăla e cât ăla și altă din intern. Ăsta cât ăsta ca fiind altă din intern. Corect. Da. Și gata, demonstrezi asta. Și demonstrăm că triunghiurile sunt congruente. De F și rezultă că e F. Unghiul ăla e congruent cu unghiul ăla. Și unghiuri congruente și atâta tot. Gata. Fiind congruente, le oblig să fie paralele. Da? Că ele apar în, asta e o dreaptă, D, N, C, E, dreaptă, că nu-i de D, C. Da. Și fiindcă unghiurile astea sunt congruente, ele apar opuse la vârf atunci. A, și atunci și E, N, F, e tot o dreaptă. Și E, N, F, e tot o dreaptă. Deci descolimiat. Este descolimiat. Da, foarte bună, foarte bună, foarte bună. Metodă de a arăta că... Deci asta care am zis-o eu nu o demonstram. E foarte tare asta. Pentru că tu arăți că D, E, și cu F, C sunt paralele și congruente. Și congruente. Și gata. La revedere. Și mai repede o demonstrez asta. Sigur că da. Paralele și congruente. D, E, F, C, paralele. Paragram. Și atunci... Diagonale sunt jumătățe și mai repede prin asta. Și nu au apărut pe diagonală. Corect. Uite, diagonale sunt jumătățe la unghiurile alea? Păi nu, da. Nu mă interesează. Nu mai e treabă cu unghiurile. Dacă... Dacă diagonale au 180 grade, da? Nu. Dacă faptul că ăsta D, F, C, E, e paralelogram. Că mama mea știu că e paralelogram. Hai să spun ce. Nu. Ea a simțit așa. Dacă arăt că e paralelogram. Și arăt repede. Zice, diagonalele apare N care era în mijlocul lui D, C și atunci și pe cealaltă diagonală, că știu că se înjumătățesc. Da. Și colinearitatea e asigurată. Dar nu știa cum să arate că e D, F, C, E, este paralelogram. Și cum noi am gândit mai devreme că asta a fost la paralelogram, D, E e cât A, M. Da. Și paralelă. Da. Și congruentă. M, B, e cât F, C. M, B, e cât F, C și paralelă și congruentă. Și congruentă. Înseamnă că astea două sunt paralele și congruente. Și știu că dacă se întâmplă într-un patrulater
două laturi opuse să fie paralele și congruente, patru laturi de paralelogram. Și gata, mai repede demonstrez. Da, foarte bine. Eu așa demonstrez. Nu ești convinsă. N-am înțeles. Hai să mai vedem o dată. Eu vreau neapărat să fiți prezenți în problemă. Da? Insist. Ce a spus autorul? Să dă patru laterul convex. ABCD. M e la mijloc al lui AB, nu degeaba. Da. Nu e la mijloc, nu degeaba. Și mai departe au spus AMD e, AMD e, este un paralelogram. Paralelogram e de. Da. Nu degeaba. Și MBKF, tot paralelogram, nu degeaba. Așa a apărut punctul E și punctul F. Da. Marea problemă era asta, unde se află eu și F. Am constatat că îl găsim repede. Și... este cel de-al patrulea vârf al paralelogramului pe baza punctelor M, A, D. Și paralelogramul ne ajută să demonstrăm că D e egal cu F. Fiind paralelogram D e este... congruent cu AM. Cu AM, paralel și congruente. Da, și cu AM. Și paralelogramul ăsta iarăși ne ajută să spun că F și E paralel cu aceeași. Da. AB și cu... și atunci sunt paralele și congruente. Paralele și congruente. Conform unei dintre proprietăți, dacă într-un patrulate se întâmplă ca două laturi opuse să fie paralele și congruente, patrulatele este paralelogram. Da. Și fiind paralelogram, lucrează și alte proprietăți. De acum se îmbătățe. Da. Și atunci, meu care era în mijlocul lui DC, op, este pe F, E. Păi am demonstrat acum că E nu e când F. E N este când N, F. Despre N știu că este mijloc. Ce știu? Dacă am un paralelogram, da, automat diagonalele se îmbătățesc. Da. Adică mijlocul lui DC, da, se află și pe mijlocul lui EF. Da. Acel punct N este pe EF. Da. Și atunci dacă nu este pe EF, nu înseamnă că nu e N și F se conele? Acum și eu m-am prins. Am înțeles, dar nu știam că dacă dreapta F e N, atunci dacă e N cu F sunt coliniare. Păi dacă D, N, C sunt coliniare și sunt, că nu-i pe D, C. Și pe îndată, N-ul ăsta, mijlocul lui D, C, în paralelogramul care lua naștere, îl surprinde neapărat pe E, F, că E, F este o altă diagonală. Nu? Faptul că se jumătățesc, e și pe o dreaptă și pe cealaltă. Păi dacă pe dreapta asta, la altă, înseamnă că-s coliniare, că asta e povestea. Dacă... deci dacă avem demonstrat într-o problemă că trei puncte sunt coliniare, dacă pe segmentul F, E, N și demonstrăm, E, punctul N, și da, demonstrăm că E, N, F, N, F, gata. Nu tot timpul. Ai așa, E, F, și nu. Nu poate să fie oriunde pe perpendiculară. Da, dacă îți zice că e perpendiculară, dacă demonstrăm că e perpendiculară, e pe, e F. Păi, nu poate să fie oriunde pe mediatoarea segmentului. Da. Deci nu e suficient. Numai în contextul ăsta în care ai șansa să surprinzi, așa cum s-a întâmplat aici, N-ul ăsta, care era mijlocul lui DC, să fie obligat să fie și pe mijlocul lui EF. Când zici mijlocul EF, înseamnă că deja colinearitate e rezolvată. Este o tehnică de colinearitate într-un paralelogram folosită asta cu diagonale, se jumătățesc. Da? Deci nu totdeauna dacă ai așa, ai două puncte și un al treilea N, despre care știi că nu e, este că nu e F. Corect, asta nu înseamnă că sunt coliniare. Nu înseamnă că sunt coliniare. Da, pentru că nu e pe F. Nu este pe EF. Dacă n-am zis că nu e pe ei, fă, gata e colinearitatea. Cât urmă asta trebuie să arăți tu. Dacă nici ai problemă că nu e pe EF, păi da, nu avea rost colinearitatea. Îi zicea că-s coliniare. Da, nu zicea că nu e congruență. Dar nu are importanță congruența. Eu când spun colinearitatea, pot să fie așa. E, F, și mână pe aici undeva. Mână pe aici undeva. Pe oriunde, pe dreapta asta. Colinearitatea nu se obligă să fie în mijloc. De data asta, fiind în mijlocul celelalte, fiind și în mijlocul ei, e telefonată colinearitatea. Deci cât privește colinearitatea, nu înseamnă din obligația că e mijloc, nu, cât din obligația că nu e,
nu iese că se încolează, că nu poate să fie pe termen integral, mediatorul al segmentului, da? Bun. Cum redactăm? Ia să ne facem planul de redactare. Și vă las să redactați singur. Da? Acum redactăm. Și o soluție și cealaltă redactați. Ambele soluții, pentru că amândouă nu sunt interesante. Aceea cu triunghiuri congruente, da, pe baza unghiurilor opuse, și asta cu paralelogram. Domnul, poți da. Să spun eu acolo cu paralelogramul. Păi, deci facem redactarea mentală, adică da. nu ne-am tot descris. Deci cum o să zicem? Unim D cu F și E cu C. D cu F și E cu C, da. Și obținem că D, F, C, E este paralelogram. Un patrulater, deocamdată. Un patrulater, da. D, C și E, F, nu. D, C are mijlocul N și mai observăm că și E, F... Nu mai observăm, nu să observăm asta. Deocamdată, Adi, doar atâta știm că unim pe D cu F și E cu G, figura asta este un patrulater. Da. Nu-i paralelogram. Ca să fii paralelogram, ce ar trebui să aveți? Una din cele, una din cele șase. Care ar fi una? La diagonale se înjumătățesc, unghiurile opuse sunt suplimentare. Nu, unghiurile opuse sunt congruente. Două drepte sunt paralele. Două drepte sunt paralele și congruente. Și iată, dacă aveți că D, E și cu E, F, cu F, C, sunt paralele și congruente, dacă arăți asta, l-ai obligat pe patrulaterul acela să fie paralelogram. Și fiind paralelogram, lucrează și diagonalele se înjumătățesc. Da. Și cum N era în mijlocul lui DC, înseamnă că N este și în mijlocul lui EF. Da. Adică N este și pe EF. Și cu asta problema este redactată. Dar cum pornim? Că, pentru că tu trebuie să arăți că D, F, E e paralel și congruent cu F, C. D, E paralelă și congruentă cu F, C. Păi avem D, E congruent cu A, M. D, E. Pornim așa. Cum o redactăm așa? Da, cum D, E. Din ipoteză știm că A, D, E, M. Paralelogram. Paralelogram. Da. Fii paralelogram înseamnă că lucrează una din proprietăți și una care îmi place mie acum este că A, M, congruent cu D, E și paralel. Am congruent cu D, E și am congruent cu și paralel cu D, E. Pe de altă parte, tot în ipoteză avem că M, B, C, F, ziari. M, B, C, F, e tot paralelogram. Asta înseamnă că M, B, paralel și congruent cu F, C. Și cum am tot în ipoteză. Am e congruent cu M, B, că e mijloc. Uite, uite. Am congruent cu M, B. Asta înseamnă că și D, E va fi paralelă și congruentă cu F, C. Și fiind paralele, figura e paralelogram. Și fiind paralelogram, de acum se înjumătățesc. Și atunci rezultă că N aparține lui E. E N congruent cu N, F? Da. Scriu eu? Da. Puteți să scrii la diferență? Cum de-a voastră? Păi e mai lungă aia. Asta e cea mai ușoară. Și mult, mult mai ușoară. Ești așa din căpățări. Haideți să vedem așa. Deci. Cum aduie mult. Aici, demonstrație. Ce ne conduce? A2M, paralelogram, din ipoteză, da? Rezultă, ce rezultă dacă A2M e paralelogram? Că AM e paralelă cu DE. Și AM, segmentul AM, este congruent cu segmentul DE. Da? Da, Vicio? Da. Asta. Paralel și congruent. Noi știm că e paralelogram din ipoteză. Da, și din asta nu avem să bun. Cum și MB
M, B, F, F, așa. Se dă altă parte. M, B, F, C, paralelogram. Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Ce rezultă? Rezultă că M, B este paralelă cu F, C. Nu mai trebuie să scriu. Și M, B este și congruentă. Noi știm asta. Într-un paralelogram, laturile opuse sunt paralele și congruente. Da? Bun. Pe de altă parte, ce mai știm? Mai știm că IM e congruentul cu MB, tot din ipoteză. Da. Cum? Ce mai știu? Cum? IM. Segmentul IM este congruent segmentul MB. Corect? Da. Rezultă că, haideți să vedem ce rezultă. Rezultă că D e, D e paralelă cu FK. Deci de ce dată AM e cu D e, da. Și MB cu FK. Da. Da, AM și cu MB sunt congruente, da? De asta înseamnă că D e, rezultă că, D e este congruentă cu FK și tot D e este paralelă cu FK. Și atunci rezultă că G, E, F, G, paralelogram, da? Paralelogram. Și dacă D, E, F, G, paralelogram, noi ce știm, Abi? Dacă D, E, F, G, paralelogram, noi ce știm? Într-un paralelogram, diagonalele... Păi am scris. Tocmai pentru că D e congruentă cu FK și D e paralelă cu FK, rezultă că D e FK e paralelogram și noi știm că într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc. Mă urmărești? Așa la telefon. Da? Da? Și asta înseamnă că N aparține lui F. Da. Și rezultă că N. Nu se mai auzi. Așa. Aparține. Așa scrie domnul profesor. Rezultă că 2 e făcut paralelogram. Așa. Și noi știm că într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc. Cum ne aparține lui F. Da. Faptul că paralelogram. Da. Din paralelogram rezultă. Rezultă că de ce intersectează F. De ce? Că D, F, intersectează pe F. F. Și egal cu un punct? Nu? Nu, egal cu un punct O, să zicem, nu neapărat O. 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 O punct O. Da, a schimbat. Hai un pic să terminăm ideea. Deci, de ce intersectează pe F, egal cu un punct O. Și că O este la mijloc, te spune. Adică O aparține lui de ce. Spune ce calitate are O. O aparține lui de ce? Așa încât cât de O congruent cu orice. Și tot O aparține și lui. Aparține lui. Da. Așa încât O O O, dar de unde O? Bun. La nota cu ochi, nu știam noi ce cum. Da. Da. Pe de altă parte avem așa, că N aparține lui de ce? Cum? N. Cum? N aparține lui de ce? Și este la mijloc. Așa încât? D, N. Așa. Congruent cu N, C, parcă. Da. În ipoteză. Iar acum am avut un rezultat aici, că O aparține, scrindeți, O aparține lui de ce? Scrie încă o dată, O aparține lui de ce? Așa încât D-O congruent cu O-C. Din cele două, nu există două mijloace a unui segment. Înseamnă că nu congruent, nu identic cu O. Nu este egal cu O. Acel punct de intersecție este chiar N. Da, acel O de fapt e N. Așa, acel O e de fapt foarte important. Și cum O aparține lui E, F, acum de fapt
cum, de sub cum o aparține lui. O aparține lui. Rezultă că nu. Acolandă din cele două, rezultă că nu aparține lui F. De-aia rezultă că punctele nu e F părmiare. De la F. Așa. Foarte tare. Sublinează asta. Redactarea este esențială. Vedeți? Noi avem ideea. Dar cum redactăm? Cum redactăm? Tu ai întrebat foarte tare, foarte bine. Cum redactăm? Deci ai plecat că ai un panogram. Din ipoteză. Asta înseamnă că amă parași congruente cu cu duie. Sau duie parași cu congruie cu aiem, același lucru. La fel dincolo, tot cu FC parași congruente cu MB. Da, și da, AMP, da, de altă parte, era congruentul cu MB. Sigur și atunci că da. Dacă DE e congruentă și paralelă cu FC. Că e, exact. Și că ăsta e paralelogram. Și acela e paralelogram. Fiind paralelogram, rezultă că ele se intersectează, diagonale se intersectează într-un punct O, nu neapărat N, într-un punct O, care punct se află și pe una și pe alta, dar nu oricum, ci la mijloc. Deci acel punct care se intersectează, nu e oricum, ci la mijloc. Adică O este pe DC și noi avem de ipoteză că nu e pe DC și la mijloc. Adică M și O ar fi mijloc două puncte distincte pe același mijloc. Nu se poate. Nu trebuie să fie coincidit cu O. Dar dacă nu coincide cu O, cum O era și pe EF, adică nu se află pe EF. Adică coordinalitatea sigură. Nu puteam să spun că cum D, C și EF sunt diagonale în patru later. Da. Ele sunt jumătățesc. Păi tocmai, să jumătățea, dar nu știa că punctul N. Da, da, știam că D, N, I, cât N, C. Da, dar trebuia să adaugi. Trebuia să adaugi, e mai fain așa, e mai bine. Deci, uitați, o altă, un alt, că n-am mai făcut așa. Vedeam să ne folosim un alt punct. Deci, acolo, tot ce ai spus tu se surprinde, dar este în planul acela îndepărtat și redactarea nu coincide așa. E oglinda. Deci e mult mai bine așa. Da, este oglinda. E clar așa. Ați înțeles, da? E adevărat că diagonala se înjumătățește cu mâini. Asta înseamnă, dacă scrie așa, asta înseamnă, pe liniană. Da? Cum nu e diagonala se înjumătățește, da? Și cum nu e mijloc și EF e mijloc. Da. E corect așa. Dar redactarea a făcut așa. Așa e mult este, mai bun. Într-un punct O altul și cum O acela este și pe unul și pe altul la mijloc, dar D, N era unicul mijloc nu poate să fie un segment cu două mijloace. Normal. N trebuie să fie să coincide cu O. Corect. Și l-ai dus pe N, pe EF. Pe EF și la revedere. Și, da, și la punctul P avem de demonstrat că M, N e mediană. Aici. Între unghiul M, E, F. Cum? Dacă ai făcut până aici ce? Ea a făcut prima demonstrație, aia cu triunghiurile. Aia cu triunghiurile este o altă variantă, nu? E o altă variantă. Ce vrei? Dar vreau să avem. Dacă e redactat corect, da? Acum facem și varianta. Acum facem și varianta. Și compari tu, că nu am pus în modul. Da, așa. Cam greu. De la prima vedere nu poți să vedeți. Asta e prima, da. Când, varianta Mihaela, zici. Da? E făcut paralelogram și... Varianta Mihaela, că ia observat așa. Așa. Și acum facem varianta cu triunghiurile. Da. Și triunghiurile N, D și N, F, C. Conducem Miruna? Da. Dacă ceva nu vei la îndemână și nu înțelegi, întrebați, că în timp ce vorbește, scriem rar, scriem, vorbim rar, ca să prindem tot, da? Acum, De unde? Demonstrăm. Așa. Da, pune mai puneți să întrebăm ceva și ne punem deoparte. Da. Așa. N, D, congruie cu N, C. Da. E congruie cu N, C. De unde? Din ipoteză. Ipoteză, da. Și
Și E, D, C congruent cu N, C, F. Unde? Unde v-am mai zis? E, D, C congruent cu N, F, N, C, F. Este o întrebări. Unde N, C, F, da? Merge și demonstrăm. Hai să demonstrăm că e așa. D e congruent cu AM. Deoarece știm că A, M, D, așa te de acolo. A, M, E, D, cum A, A, M, E, D, paralelogram, că D e în ipoteză. Scriem. Cum? D e congruent cu A, M. A, M. Nu. E, D. Paralelogram. Rezultă. D e congruent cu A, M. A, M. Dar tu scrii și tu așa, dacă n-ai. Congruentă cu D e... Da? Și paralelă. Sigur, poți și asta. Și aia paralelă cu tu e. Bun. Așa. Cum? Cum? Păi nu fac. Cum? Așa trebuie. Cum? M, B, C, M, B, C, B, C, F. Paralelogram, așa trebuie să scrii și tu. Mai întrebat dacă sunt de acord cu rezultatea. Dacă n-ai scris, nu. Păi dacă n-ai scris, așa nu-i bine. Cum? Așa, rezultă că e în B. Rezultă că e în B congruent cu F. Congruentă cu F. F. Cum? Și e în B paralelă. Da. Cu C, F. Foarte important, așa trebuie să scrie. Da, mama. Da. Și avem așa, cum? Am congruent cu F. Cum? Am. Tot din ipoteză. Congruent cu F. B. B. Din ipoteză. Da. Da. Rezultă că D e congruent. Nu rezultă. Din toate. Nu, dar din toate, din povești, așa nu rezultă. Că dacă scrie de aici că rezultă, înseamnă că din asta rezultă. Nu din asta rezultă. Cum am cu M, B. Da. Și avem cu am cu D. Am. Cu D. E. Și cealaltă? Și M, B. M, B cu C, F. Așa. Din cele trei. Din astea trei acum. Așa. Se rezultă că D e congruentă cu F, C, F. Și D e paralelă cu F. Nu rezultă de aici. De aici rezultă numai că e congruentă din astea trei. Cum am congruentă paralelă cu D e. Acum scriu iară. Așa. Am paralelă cu D e. Am în cu D e. Zicem D e paralelă cu AB. Corect. Lăgea mă cu AB. Da. Cum? Cum? D e paralelă cu AB. Așa. Și F sunt paralelă cu AB. De desubt. Și F că paralelă tot cu AB. Paralelă tot cu AB. Din astea două. Rezultă. D e paralelă cu F. D e paralelă cu F. Bun. Deci noi am obținut-o pe asta. Da, asta înseamnă că D e paralelogram. Deci, din 1 și 2, 1 plus 2. Nu asta, continuăm, fie și scriem din latură 1 latură. A, deci, a, noi nu vrem să demonstrăm decât că aici, da, atunci, da, că da, sunt congruente, n-aveam treabă cu paralelismul. Dar are treabă. Pentru că paralelismul ăsta și cu secanta... A, dar ce ne folosim de secantă? Va fi unghiul, că n-ai rezolvat cu unghiul. Că unghiul n-ai rezolvat, dar ai rezolvat-o pe asta, cu 1. Adică aici poți să pui demonstrat. Da, și din asta mă rezultă că rezultă din cazul latură un latură, trebuie să zic... Da, dar n-ai demonstrat unghiul ăsta, asta vrea să zică domnul profesor. Că ai demonstrat asta. Păi, D e congruent cu C, F, D e paralel cu C, F. Deci din, sau cum, domn profesor? Da, da, da. Din relația 2. Cum, D e paralel cu C, F, sau cum? Să notăm cu 2. Așteptați. Luăm așa, D e paralel cu F. O avem aici, nu? Da, da. De desubt, D ce secantă și D ce secantă. D ce secantă. Da. Acolat din cele două, două drepte de aia de o secantă. Formează unghiuri. Avem indemnate congruente. Rezultă cu unghiul E, D, C, congruent cu unghiul N, C, C. Alterne interne. Deci le surprinde pe poziție de alterne interne. Corect. Și acum gata, poți să iau semnul de întrebare. Semnul de întrebare... Nu demonstrat. Corect. Semnul de întrebare dispare. Și acum din rezultă
Toate elemente congruente două de două, da? Congruent cu cine? Cu nufâr. Cu nufâr, da. N-D cu C nufâr. Unghiu? Da. N-D cu C nufâr. Și unghiu D-N congruent cu nufâr sus. Și unghiu D-N. Asta m-a interesat? Da, că da. Să știm toate. Nu, asta m-a interesat. Congruent, dar care m-a interesat? Congruent cu? Nufâr C. Nufâr C. Sublinie primele două. Eu zic că o să te ajute la a doua. Și preluniem primele două. Și ne mai scrim altul, scriem că din astea rezultă NF colineare. Așa. Deci, avem așa. Unghiul D, N, D. Da? Da. Congruent cu unghiul? CNF. CNF. N congruent. Atât m-a interesat. Nu m-a interesat. Nu mă interesează și asta. Deci faptul că unghiurile astea sunt congruente. Deci da. Sunt opuse, asta înseamnă că sunt opuse. Iar pe de altă parte avem colinearitatea DNE, DNC. Da? Deci spunem așa. E N D congruent cu C N F din demonstrație. Deci de sus. Da. Și cum avem colinearitatea, asta D, N, D, N, nu ai scrie tu, D, N, C, acolo din cele două, deci faptul că avem o colinearitate asigurată și unghiul este așa, atunci ele capătă calitate de unghiuri opuse la vârf, da? Așa. Atunci rezultă pur și simplu că E, N, F, colinear. Rezultă și și E, da. Și fă, practic asta spun. Corect. Colinear. Asta înseamnă scrie, asigură colinearitatea. Deci, având colinearitatea asta și având unghiurile astea congruente, facem și aici același lucru, pentru că ele apar în calitate de unghiuri opuse. Și dacă se întâmplă ca aceste unghiuri să fie și congruente, lucruri de mătita ta, înseamnă că aici intră așa. Și ele sunt colineare. Ele sunt colineare. Înțeles? Da. Deci care e mai la îndemână? Prin aia o demonstrat. Haideți să recunoaștem un lucru. O problemă foarte frumoasă, foarte interesantă. Frumos. Unde s-a plecat cu ce întrebare? Ce ne facem? Cum facem? Cum arătăm până aia? Că e nufâr scoliniar, corect. Așa trebuie să vă întrebați. Ca să arăt că scoliniar, ce ar trebui să fac? Corect. Pentru că ei nu știau că dacă arătăm că ăsta e congruent cu ăsta, sigur că da. Punctele sunt coliniare. Nu, Miruna, tu da. Nu știai. Deci, trebuie să le surprinzi pe aceste trei puncte care se vor coliniare ca formând niște unghiuri opuse. Corect. Și congruente sunt opuse la vârf. Care e că de aia dacă aș fi scris N, D, congruent cu C, N, F, demonstrat, aș fi scris N, congruent cu N, F, nici rezultă că e N, congruent cu N, F. Unghiurile sunt congruente, deci rezultă că e N, F. Ea zicea că din astea două rezultă coliniaritatea, era corect? O secundă. N-aș fi avut eu un motiv temenic. Deci, în clipa în care unghiul ăsta e congruent cu ăsta, ai zis da, așa. Da. Și asta e cât asta? E suficient de motive să zică scoliniare? Da, treabă. Nu, nu am o justificare. Dacă asta e congruent cu asta, ce? Nu mă încălzește. Mijlocul acela, ți-am arătat, că mijlocul acela nu e... Ca să-l pot aduce, numai că dacă spun că nu era mijlocul, erau coliniare. Altfel, dacă e mai sus sau mai jos, deci dacă nu aveai D, N, C, D, N și C coliniare, nu te dea nimeni dreptul să zici că E, N și F sunt coliniare, doar pentru că ai demonstrat... Și jocul acela nu mă... Ați făcut doar la clasă, așa. Bun, am înțeles. Dar acum, după discuția purtată, am să mă străduiesc să găsesc un contraexemplu.
când numai unghiurile congruente, fără să l-am pe N, pe dreapta asta, mai sus sau mai jos, știu, știu da, unde. Da, asta vreau să zic, dacă era mai sus. Când da, mai jos. Păi atunci, da. Atunci nu mai aveam justificarea asta, da? Deci, dacă însă pe N îl fixez pe dreaptă, atunci unghiurile acestea congruente sunt în calitate de opuse la vârf. O știu, unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Dacă sunt congruente și unul din punctul acela este pe una din drepte, atunci el este și pe cealaltă dreaptă. Obligatoriu. Da, asta. Și la punctul B avea să demonstrat că M, N, deci dacă unim M cu N, domn profesor, că aici da. Este N, da. Așa, nu se mai vede, dar este N, așa, că M, N este median. Da. Între unghiul M, E, F. Păi este, că acum tocmai ce am demonstrat că e N, este cât N, corect. F, demonstrat, uitați aici. Așa. Uitați, de aici. Am demonstrat și asta înseamnă că dacă unim mediana ce face? Unește vârful, unește și cu laturile opuse. Ba, și gata! Păi da, între unghiul M, E, F, cum E, N, congruent cu N, F, am demonstrat asta. Scrieți demonstrat. Este rezolvat cu ordinalitatea, știi sigur că... Și-i demonstrat. Și știi că nu e la mijloc. Pentru că uite, tu singur ai zis, E, N, congruent cu N, F. Rezultă că nu... Atenție, după ce ai ordinalitatea asta, de N, C, nu, da. Planeta, e N, F. L-ai chemat pe N, pe E, F. Își redactăm, scriem, că scriem ce înseamnă mediană. Atât, atât la spun. Redactare. La redactare spunem așa. Între cum e N, F, cum ai coliniare. Da, așa, adică sunt coliniare, asta da, înseamnă. Da, cum e N, F. E, liniuță, nu, liniuță, F, adică E, N, F sunt... Și E, N, congruent cu N. E, N, congruent cu N. F, demonstrat. N, demonstrat. A, da, uite așa, cum... Și... E... Nu, congruent cu N, F, demonstrat. Rezultă din cele două. Da? Din cele două rezultă. Că am M median. Că M, N, median. M, N, median. Da? Scrieți voi. Rezultă că M, N, mediană între unghiul M, E, F. M, N, mediană între unghiul M, E, F. Și cu asta da. Problema este rezolvată. Da. Da? Este o problemă foarte tare, foarte frumoasă. Chiar a fost frumoasă, am da? Demonstrat. Am găsit-o prin două metode, ne oprim aici, mergem la...